Pacea Domnului tuturor, dragii mei, vă spun o seară bună și bine ați venit la Străjerul, unde aici ne vom putea întâlni din nou cu Cuvântul Lui Dumnezeu, care pleacă către inimile noastre, către casele dumneavoastră. Mă bucur că seara aceasta suntem împreună. Mă bucur că Dumnezeu încă ne mai dă timpul acesta ca să ne întâlnim din nou, dragii mei. Nu știu pentru mine, nu știu cum este pentru dumneavoastră, dar pentru mine este un lucru foarte important că încă Dumnezeu mai este la cârma lucrurilor. Este un lucru foarte important atâta timp cât Dumnezeu mai lucrează în privința aceasta. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. Nu știu ce stare aveți dumneavoastră în aceste timpuri. Dar pe mine în aceste timpuri mă frământă bunătatea lui Dumnezeu. Mă frământă binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă frământă răbdarea lui Dumnezeu. Dar știți de ce mă frământă aceste lucruri? Nu mă frământă că Dumnezeu este bun. Nu mă frământă că Dumnezeu are răbdare cu mine. Nu mă frământă că Dumnezeu este îngăduitor cu mine sau că mă iubește atât de mult. Mă frământă cel mai mult ce fac eu cu aceste lucruri pe care Dumnezeu mi le pune la dispoziție. Ce se întâmplă în viața mea cât ele sunt puse la dispoziție. Că vine timpul în curând când lucrurile se vor schimba. Vine timpul în curând când nimeni nu va mai putea să mai aibă parte nici de răbdare, nici de milă, nici de îndurare, nici de ispășire, nici de iertare, nici de binecuvântare, nici de ocrotire, nici absolut de nimic. Nu știu, de multe ori se pare puțin ciudat pentru unii dintre noi când auzim aceste lucruri. Se pare puțin diferit pentru noi, crezând că toate aceste lucruri sunt basme sau sunt povești. Nu sunt nici povești și nu nici basme. Sunt lucruri adevărate. Dacă unii dintre noi ne imaginăm că Dumnezeu este altcumva, Dumnezeu este așa cum este descris El. Dacă noi vrem să schimbăm fațeta lui Dumnezeu, este treaba noastră, dar Dumnezeu nu se va schimba. Dumnezeu nu va face nimic altceva decât ceea ce a scris, decât ceea ce ne-a spus, decât ceea ce ne-a avertizat, decât ceea ce ne-a arătat că trebuie să facem, în cine să credem și cum să credem și cum să-L urmăm, dragii mei. Eu vă salut din nou pe toți cei prezenți, cu pacea și harul lui Hristos, care a căzut peste fiecare dintre noi, dar nu numai să cadă peste noi, să rămână peste noi, peste inimile noastre, peste familiile noastre, peste viața noastră, peste tot ceea ce aparține nouă pentru a da slavă lui Dumnezeu în aceste timpuri. Înainte de a intra în mesajul nostru, haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune. Vreau să vă spun, dragii mei, că avem noi membri pe lista de rugăciune și trebuie să ne rugăm pentru ei. Vreau să vă spun că avem câțiva frați care se hotărăsc pentru botez. Ne-au cerut, dragii mei, ca să ne rugăm pentru ei. Haideți să ne rugăm. Haideți să susținem în rugăciune. Haideți să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea putere să intre în apa botezului, să facă legământ cu Dumnezeu. Cineva îmi cerea sfatul zilele acestea că vrea să intre în legământ cu Dumnezeu și cum să facă și ce să facă. Am stat de vorbă cu dânsa și s-a hotărât, a vorbit și este foarte liniștită că poate să încheie legământ cu Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, dragii mei, să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm pentru lista de rugăciune, să ne rugăm pentru noi, să ne rugăm pentru mesajul Dumnezeu și pentru tot ceea ce trebuie să se împlinească sub mâna puternică al Duhului Sfânt. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Iubite Tată care ești în ceruri, venim și în seara aceasta. Înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu minunat. Dar te rugăm frumos să ne ierți. Eu personal am greșit înaintea Ta și te rog să ai milă de mine, să mă curățești prin sânge și mirte, Domnul Iisus, și pe toți cei care suntem prezenți să ne ierți în felul acesta. Revarsă binecuvântarea iertărilor peste noi și ajută Tată din cerul ca să nu mai păcătuim și să mergem după voia Ta, să rămânem alături de Tine, să rămânem curați și să ne păstrăm haina pe care ne-ai dat-o fără pată.
Te rugăm ca Tu să ne dai putere, să fim slujitorii Tăi, să împlinim cuvântul Tău și să facem voia Ta și viața noastră să se asemene pe zi ce trece mai mult cu viața Domnului Iisus Hristos. Te rugăm din toată inima să binecuvântezi pe mine și pe cei ce ascultă și fă ca mesajul să ia loc în inimile noastre și Duhul Tău să fie prezent, Cel care să modeleze, să lucreze și să ne folosească ca niște unelte pentru a da slavă numelui Tău. Te rugăm pentru lista de rugăciune să intervii în viața fiecărui suflet, pentru a fi mântuit și salvat cât încă se mai poate, pentru fetița Maria și familia ei. Te rugăm, Tată din ceruri, pentru cei care s-au hotărât să încheie legământ cu Tine, să le dai putere, să le dai tărie, să le dai înțelepciune, să le dai discernământ spiritual prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să știe ceea ce să facă, cum să facă și cum să-ți rămână credincioși pe mai departe. Dă-le putere și nu-i lăsa în mâna cel rău care să-i descurajeze și să-i întoarcă de la gândul pe care l-au luat pentru Tine. Pentru cei bolnavi și cu probleme, îi predăm în brațul Tău ca Tu să te atingi de ei după cum găsești cu cale și te rugăm, Tată din cer, să intervii după voia Ta ca ei să simtă mâna Ta, iubirea Ta, prezența Ta, dragostea Ta, pentru ca ei să se încreadă în Tine și nimeni și nimic să nu-i despartă de Tine. Predăm tot în brațul Tău și îți mulțumim și te rugăm ca Tu să vii cu râzne cu Tine acasă. Și noi îți mulțumim și pe pământ, dar Domnul și împărăția Ta, prin Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Dragii mei, ne-am rugat pentru toți aceia care sunt gata ca să intre legăm cu Dumnezeu. Ne-am rugat pentru lista de rugăciune. Ne-am rugat, ne-am rugat și ne-am rugat. Vreau să vă spun, înainte de a intra în mesajul nostru din seara aceasta, că planul nostru pentru a tipări cărți pentru lucrarea lui Dumnezeu este, dragii mei, deschis pentru oricare dorește să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu a pus pe inima unor frați care au participat în lucrarea lui Dumnezeu. Și mă bucur foarte mult pentru lucrul acesta, le mulțumesc lor, îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu le-a pus pe inimă să facă lucrul acesta. Vreau să vă spun că banii au ajuns, încă ne mai trebuie ceva ca să putem să dăm drumul la aceste cărți. Ne mai trebuie, dragii mei, căci de exemplu, de ce este cantitatea mai mare, de aceea prețul este mai mic. De ce cantitatea este mică, prețul este mai mare. Și m-aș bucura ca de fiecare dată cantitatea să fie mai mare ca să beneficiem pe două fronturi. Adică să fie și mai mult și banii să coste mai puțin pentru a putea să avea cât mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc. Cei care doresc și vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, măcar o singură carte, costă 7 lei, dragii mei. 7 lei. Nu costă mult. Dacă cineva dorește, poate să participe doar cu o singură carte. Și eu îi mulțumesc din toată inima. Înainte de toate acestea, aș vrea să continui cu câteva lucruri pentru... și am uitat să vă spun că și cărțile care au fost Tragedia Veacurilor, care au plecat cu fratele pastor Gabriel Radu către Brașov, ieri de dimineață m-au sunat frații și mi-au spus că ei au mers cu ele acolo unde este centrul acela turistic la Bran și toate acele, dragii mei, 2000 de cărți de Tragedia Veacurilor care au plecat către ei, nu mai este decât 100 de cărți. Au zis că atât de mult s-au îngrămădit oamenii și au făcut coadă, încât au luat cărțile acestea Tragedia Veacurilor. Oamenii sunt doritori să citească, oamenii sunt doritori și caută Cuvântul Dumnezeu și de aceea vreau să vă spun că Dumnezeu a lucrat din toată inima, dragii mei. Dumnezeu a lucrat la inima celor care trec pe acolo. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta, înainte de a intra mesajul nostru, săptămânile acestea s-au întâmplat lucruri mari și mărețe pe pământul acesta. S-au întâmplat lucruri care marchează istoria, care marchează omenirea. Dragii mei, fiar așa vindecă rana, protestantismul și-a încheiat protestul cu tremure, inundații, scandaluri, nenorociri,
lucruri care zguduie pământul din temelii. Zilele acestea a fost cutremur în Turcia, a fost cutremur în Grecia. Azi noapte, într-o parte a Spaniei, a fost cutremur. În orașele din Madrid, Spania, Barcelona și așa mai departe, bătăi, geamuri sparte, magazine, forțe de ordine, foc pe străzi și tot felul de lucruri altercați între unii și alții. Aș vrea să vă spun, dragii mei, toți cei care încă mai locuiți în oraș, căutați și plecați din oraș, fiindcă multe lucruri se vor întâmpla. Am văzut că la fel în Austria a fost un atac terorist. De fiecare dată de aici încolo, mai ales după alegerile care se vor întâmpla în Statele Unite, pământul acesta va lua o nouă întorsătură. Am văzut, dragii mei, în America cum se baricadează magazinele, hotelurile, pun contraapărători la geamuri, pun tot felul de obloane și scânduri ca să închidă pentru altercațiile care vor fi. Ei deja știu ceea ce se va întâmpla. Ei deja se pregătesc pentru lucrurile pe care le-au pregătit. De aceea Dumnezeu spune, ieșiți, ieșiți din mijlocul lui poporul meu. Ieșiți din orașe, mergeți departe, locuiți la țară, luați-vă o bucată de pământ, pentru care acela va fi pentru dumneavoastră o bogăție, o avere. Va fi aur curat, după care vă veți putea întreține familiile. În curând lucrurile acestea se vor întâmpla. Restricții peste tot, restricții la stânga, restricții la dreapta. Vor veni restricții, dragii mei, când nu veți putea să aveți ce mânca în orașele în care locuiți. De bine, de rău, la țară, va veni timpul, o frunză, o iarbă, o verdeață, un fruct, ce-o vrea Dumnezeu și-o mai da pământul acesta, vei putea să găsești. Vreau să vă spun că săptămâna aceasta am fost în pădure și am găsit peste 30 de kilograme de ciuperci. S-au pregătit, s-au pus la borcane. Duminică vom merge din nou să adunăm și altfel de lucruri din acestea după în pădure. Dumnezeu ne binecuvântează, dar ce te va putea binecuvânta Dumnezeu între pereți? Ce te va putea binecuvânta Dumnezeu în orașele acestea? Vei rămâne fără lucru, nu vei avea ce mânca, nu vei avea cu ce-i trăi, vei rămâne în orașele acestea blocat, încât nu vei putea să mergi absolut nicăieri. Dumnezeu a spus poporului său, Dumnezeu spune nu numai poporul său și tuturor acelora care vor să asculte de glasul Dumnezeu, să-și pregătească un loc, să părăsească, chiar dacă te-ai lipit de orașe, chiar dacă te-ai lipit de Babilon, chiar dacă te-ai lipit de lucrurile lumii acestea, pleacă, dragul meu, cât mai de departe. Salvează-ți viața ta și viața copiilor tăi, pe care i-ai încredințat cu mâna ta Babilonului și este greu și va fi durere pentru mulți, căci lacrimii în ochi vor sta neîncetat și ochii nu se vor usca nici zi, nici noapte, pentru că copilul tău nu va vrea să te urmeze, nu va vrea să asculte de Dumnezeu. Încă mai ai timp să te întorci la Dumnezeu, încă mai este timp să pleci din mijlocul acestor nenorociri. Mă uit, dragii mei, că și pe fiecare zi sunt încă mai multe împotriviri, sunt mai multe restricții, încă se pun măști, încă te avertizează pe telefoane, urgențe, COVID, restricții, măsuri, mărimi, adâncimi, tot felul de lucruri, la stânga, la dreapta, la răsărit, la apus, tot felul de lucruri se întâmplă pe pământul acesta. Oare de ce nu vedem? Oare de ce nu auzim? Oare de ce nu vrem să ascultăm de Dumnezeu? Vreau să vă spun, dragii mei, înainte de a intra în mesajul nostru din seara aceasta, căci neascultarea față de Dumnezeu va fi un lucru grav care Dumnezeu nu va putea să te ocrotească nici pe tine, nici pe mine. Va fi foarte greu. Poate mulți dintre dumneavoastră nu aveți unde să vă duceți. Poate mulți dintre dumneavoastră nu aveți unde să vă adăpostiți. Rugați-L pe Dumnezeu, cereți-L lui Dumnezeu, puneți-L înaintea lui Dumnezeu, fiți-i credincioși Dumnezeu și Dumnezeu va deschide o cale pentru fiecare. Dumnezeu va face în așa fel încât fiecare să aibă ceva acolo, fiindcă lumea se va deplasa cu o viteză uimitoare, uimitoare, către haos, către apăsare, asuprire și nenorocire. Este timpul ca să înțelegeți că ceea ce Dumnezeu a profetizat
și a prevestit de ani de zile. Lucrurile acestea ne înconjoară în aceste zile cu uimire. Încă Dumnezeu mai ține poarta deschisă și mulți dintre noi credem că încă este bine. Dragii mei, în seara aceasta vreau să mergem la mesajul pe care l-am pregătit din partea lui Dumnezeu ca să-l aduc înaintea dumneavoastră. Mesajul acesta pe care l-aduc se numește tradiție, instituție, biserică, Dumnezeu sau omul. Haideți să vedem și să înțelegem ce este tradiție, ce este instituție, ce este biserică. Ce vrea Dumnezeu și ce vrea omul? Dragii mei, noi trebuie să știm toate aceste lucruri. Fiindcă mulți dintre noi, de multe ori ne închinăm lui Dumnezeu, fără să știm cum să ne închinăm. Noi ne închinăm lui Dumnezeu, fiindcă am fost învățați să ne închinăm. Dar vine timpul când vom vede că închinarea noastră poate nu este adevărată. Închinarea noastră nu este după voia lui Dumnezeu. Închinarea noastră este de multe ori greșită, este de multe ori coordonată, direcționată într-un fel sau altul, fără voia noastră, în altă direcție decât pe ceea ce o cere Dumnezeu. De aceea noi trebuie să ne gândim. Haideți să vedem și să deschidem Sfânta Scriptură, să vedem ce spune Dumnezeu și ce vrea să ne transmită în seara aceasta. Avem aici în Matei 15, 2 cu 3, spune așa: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă, drept răspuns le-a zis el. Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Deci vedeți dumneavoastră, Dumnezeu trage un semnal de alarmă, căci în această zi și în aceste timpuri creștinismul a ajuns, dragii mei, să fie la fel ca pe timpul poporului Israel, de pe timpul Domnului Iisus Hristos, care încă se apropia cu repeziciune distrugerea Ierusalimului, care se apropie cu repeziciune de distrugerea acestui pământ și sfârșitul este gata să vină. Când oamenii calcă în picioare porunca lui Dumnezeu în folosul datinei noastre, a bătrânilor noștri, moștenite de la părinții noștri și așa mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă noi ca creștini mergem în credința părinților noștri, dar să mergem crescând, Dumnezeu privește cu bucurie lucrul acesta. Dar dacă mergem la credința părinților noștri, care ea a fost bună, dar fără să creștem, fără să căutăm, să facem ceea ce trebuie, în lumina crescând a lui Dumnezeu care vine peste noi, atunci lucrul acesta este păcat. Este păcat, dragii mei. Și Dumnezeu spune că nu este bine să rămânem la datini, să rămânem la porunci omenești și noi să nu dăm la o parte porunca lui Dumnezeu și să o călcăm în picioare în folosul datinei noastre. În Marcu 7, 5 la 7 spune așa: și farisei și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor prânzesc cu mâinile nespălate? Aici era o conjunctură, dragii mei, nu se referă că mănânci cu tare sau cu tare, că Dumnezeu, era o conjunctură de ceartă între ei. De ce am adus aceste lucruri înaintea noastră? Să înțelegem că de multe ori și noi facem același lucru, de multe ori facem din spălarea mâinilor, din curățire, poate cum vin timpurile acestea de dezinfectare, contra poruncii lui Dumnezeu anumite lucruri și mai repede căutăm să împlinim aceste datini care ne sunt puse la îndemână și să aduc înaintea noastră fără să ținem cont de ceea ce ne cere Dumnezeu. Iisus le-a spus așa: fățarnicilor bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Deci, dragii mei, noi trebuie să înțelegem în aceste timpuri căci noi de multe ori ca popor al lui Dumnezeu, noi trăim de multe ori în porunci omenești, cinstindu-L pe Dumnezeu. Dar cinstea aceasta nu vine înaintea lui Dumnezeu, fiindcă degeaba îl cinstim pe Dumnezeu prin învățătura care vine de la porunca omenească și nu are nimic de a face cu Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu va primi niciodată închinarea aceasta. Ortodoxul ascultă de preotul din biserică, catolicul se supune penitențelor, penticostalul se supune anumitor lucruri, adventistul se supune în anumite lucruri.
care de multe ori sunt lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu, dragii mei. Ele de multe ori sunt porunci omenești. Și gândiți-vă și noastră că-și Dumnezeu când face referire în Sfânta Scriptură se referă în mod deosebit la poporul său, care ar trebui să păzească poruncile lui Dumnezeu, care ar trebui să fie o lumină pentru cei din jur, care să le arate celor din jur ce înseamnă cu adevărat o închinare față de Dumnezeu. Dar de ce dăm noi învățături care sunt decât porunci omenești? Și Dumnezeu ne spune în această seară, în versetul 13, și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră, prin poftele voastre, prin plăcerile voastre și faceți multe alte lucruri de felul acesta, spune Dumnezeu în seara aceasta. În Coloseni 2:6 spune așa, astfel dacă după cum ați primit pe Hristos, Domnul așa să și umblați în El, dragul meu, dacă l-ai primit pe Domnul Hristos, în curăție și în adevăr prima dată, la lucrul acela ne cheamă Dumnezeu pe noi în seara aceasta, ca să rămânem așa cum l-am primit. Și Dumnezeu ne cheamă în această seară în Coloseni, la capitolul 2 cu versetul 7, spune așa, noi trebuie să fim înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care ne-au fost date și sporind în ea cu mulțumire lui Dumnezeu. În versetul 8 spune așa, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. În seara aceasta vreau să te întreb, dar nu să-mi dai răspuns public și să-l pui fiecare personal în conștiința ta, înaintea lui Dumnezeu, în viața ta, dacă tu ești furat de filozofie, dacă tu ești furat cu amăgiri deșarte, după datinile oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii acesteia și nu urmezi de pe Hristos. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la momentul respectiv când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământul acesta. Și spune așa, că sperând să-L vadă pe Iisus la Paște, cărturarii și fariseii pregătiseră o cursă. Dar știind lucrul acesta, Iisus a lipsit de la această adunare. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus, fiindcă n-a mers la ei, au venit ei la el. Cât timp se pare că oamenii l-ar primi pe Iisus ca Mesia, puterea autorităților religioase în ținutul acela ar fi sfărâmată. Deci vedeți ce se întâmplă. Cât timp se pare că oamenii l-ar primi pe Iisus ca Mesia, atunci puterea aceasta, autorități religioase în ținuturile în care oamenii încearcă să-L primească, să se prindă de Iisus, puterea aceasta, autorități religioase în ținuturi, acelea ar putea să fie sfărâmată și n-ar putea să aibă nicio putere asupra lor. Problema este că misiunea celor care lucrează pentru Dumnezeu arată însă întinderea lucrării lui Iisus și va aduce un conflict direct cu conducătorii religioși, provocând gelozia mai marilor conducători. Fiindcă de fiecare dată mai mari conducători vor fi treziți la gelozie, provocați de conducătorii religioși. Vreau să vă spun, dragii mei, căci Dumnezeu a instituit pe pământul acesta biserica sa, un popor al său. Dar poporul său a ieșit de multe ori din făgașurile bisericii și a făcut o instituție și s-a instituționalizat. Și de aceea a căutat să pună datini și reguli omenești pentru închinarea oamenilor. Și momentul când oamenii nu corespund închinării acesteia tradiționale, acestor lucruri care zădărnicesc planul lui Dumnezeu, tu, în momentul acela, intri în conflict cu acești conducători religioși. Și la un moment dat, când ei nu te pot putea stăpâni prin închinarea pe care ți-o aduc în față, ca tu să te supui și să te închini în felul pe care ți-l cere, atunci va veni timpul, și timpul acesta este aproape, când vor provoca gelozia mai marilor conducători,
care sunt cei politici, care sunt de ordine și de forță în lumea aceasta. Am văzut zilele acestea, dragii mei, și astăzi, când încă lucrurile acestea încep să ia altă fațată și altă amploare, am văzut cum poliția merge prin biserici, cum poliția începe ca să controleze bisericile fără nicio teamă și fără nicio rușine. Nu știu dacă lucrul acesta s-a întâmplat cumva prin biserici ortodoxe sau catolice, dar am văzut, dragii mei, că s-a întâmplat într-o biserică penticostală, fără nicio teamă de Dumnezeu, în timpul serviciului divin. Au intrat cu bocanci în casa lui Dumnezeu. Au intrat fără să, ca și când ar fi într-o turmă de animale, ca și când ar fi într-un loc de piață, fără nici o reținere și fără nicio restricție ca să se teamă de Dumnezeu. Autoritățile mai mari lumii acestea nu se tem de oameni, nu se tem de Dumnezeu, nu au rușine, nu au respect și aceștia vor fi întărâtați, vor fi provocați la gelozie din partea conducătorilor religioși. Vor trimite, dragii mei, împotriva celor ce nu se supun datinilor și nu se supun instituției care vor să facă parte din poporul Dumnezeu și din Biserica lui Dumnezeu, dar care nu se supun la instituționalizare și nu se supun la datinele pe care le impune instituția care este împotriva voinței lui Dumnezeu de multe ori, vor trimite iscoade la cei ce lucrează pentru Dumnezeu, vor încerca să-i acuze de călcarea legilor și regulilor puse de ei și mulțimile vor fi impuse în curcătură, iar conducătorii religioși vor fi hotărâți să-și înfăptuiască planul pe care vor să-l pună în aplicare. Deci vedeți ce vor face? Ei vor căuta iscoade care să le trimeată la cei care lucrează pentru Dumnezeu. Și în momentul acela vor încerca să-i acuze de încălcarea legilor și regulilor puse de ei. Și atunci oamenii vor fi puși în curcătură. Dacă vă aduceți aminte pe timpul Domnului Iisus Hristos, cât Domnul Iisus Hristos a fost pe pământul acesta și în momentul când Domnul Iisus respecta legile, rânduielile lui Dumnezeu și mai ales sabatul, încerca să-l dezlege de povara pe care oamenii o pusese asupra lui, el acuzau pe Domnul Iisus Hristos de încălcare a legii lui Dumnezeu. Ei îl acuzau de încălcarea datinilor, la regulilor instituționalizate de ei. Și de multe ori biserica, în loc să rămână ca o biserică și poporul al Dumnezeu, a făcut un stat în stat, adică o instituție în centrul instituției lui Dumnezeu, în mijlocul poporului Dumnezeu. Și în loc să-l facă pe om să se încreadă în Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să se supună de Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, instituția, prin corpul pastoral, prin oamenii tăiați împrejur, prin oameni care fără să fie hirotonisiți de Dumnezeu, fără să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă de multe ori s-a ajuns ca oamenii să ajungă în slujbele acestea fără să fie chemați de Dumnezeu. Cu ani în urmă, când se punea un slujitor în slujba ca să slujească pe Dumnezeu, să fie la templu, să fie în biserică păstor, să ajungă la conferință, la uniune și așa mai departe, să slujească pe Dumnezeu, mi-aduc aminte că pe timpul acela se trimitea o scrisoare prin comunități. Și când se trimitea scrisoare prin comunități la timpul acela, se întreba dacă în comunități sunt tineri care sunt buni la învățătură, sunt respectoși, sunt credincioși, sunt temători de Dumnezeu, din ce familie provine, cum este și așa mai departe, tot felul de informații despre el. Și dacă băietul acela corespundea cerințelor lui Dumnezeu și intra în baremul acesta în care să slujească pe Dumnezeu și să vină sub binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu, putea să meargă la Institutul de Teologie și nu oricine. Acum, dragii mei, de la un timp de vreme, plătești banul, ești pastor, ești cu tare, te duci încolo, te duci la facultate, nu te mai întreabă nimeni. Nu contează dacă ești un om tăiat împrejur, dacă ești temător de Dumnezeu. Problema cea mai mare care contează este să plătești și să ești păstor și după aceea va veni. Și de aceea se întâmplă de multe ori ca poporul lui Dumnezeu să fie instituționalizat, în mijlocul poporului Dumnezeu să fie două state paralele. Unul care este condus de oameni
și rămășița poporului lui Dumnezeu, care geme și suspină pentru păcatele care se săvârșesc în mijlocul poporului Dumnezeu. Deci vedeți noastră, și atunci ei vor face lucrul acesta, de fiecare dată, ei vor trimite noi delegații să le urmărească mișcările și să găsească vreo acuzație împotriva celor care nu se supună tradițiilor și ordinilor omenești și nu de ascultare față de Dumnezeu. Ca din totdeauna vor fi motivele de plângere împotriva lor că nu luau în seamă tradițiile care împovărau legea lui Dumnezeu. După cum se spune, aceste tradiții au ca scop să susțină păzirea legii, dar au ajuns să fie privite ca fiind mai sfinte decât legea însăși care vine de la Dumnezeu. De multe ori s-a făcut lucrurile acestea în loc ca omul să fie învățat, să se teamă de Dumnezeu. Mi-aduc aminte că în ultimul timp s-a întâmplat, dragii mei, ca instituția, nu Dumnezeu. Dumnezeu spune ca femeia să se teamă de bărbat, bărbatul să se teamă de Hristos, a mântuit să se teamă de Dumnezeu și împreună să se împece, să se ierte, să se iubească, bărbatul să-și iubească nevasta precum Hristos a iubit biserica, femeia să-și iubească bărbatul, să se teamă, să se supună de el, nu călcată în picioare, dar să se supună în temere de Dumnezeu. Și la un moment dat instituția se ridică și spune așa: dacă cumva un bărbat vreodată a făcut un abuz împotriva soției, să vină să-l denunțe, să reclame la noi, căci noi avem oameni care se ocupă cu lucrurile acestea, dați-l pe mâna poliției, duceți-l, condamnați-l, omorâți-l, distrugeți familia și să alege praful. Și când am auzit lucrurile acestea că s-au întâmplat, m-am ridicat și am spus: unde este Dumnezeu în toată această poveste? Unde este Dumnezeu în toată această mișcare pe care voi o faceți? Se uita la mine: da, dar uite că nu știu. Dar când oamenii ăștia s-au căsătorit, că vă aduceți aminte că v-am spus data trecută, când am discutat sâmbătă destul de clar la școala de sabat și la întrebările după amiază, și spuneam destul de clar că dacă omul se desparte, e bine sau nu, sau să se mai căsătorească. Dar eu am spus destul de clar, după cum spune cuvântul Dumnezeu, dacă omul este împreunat de Dumnezeu, ce a împreunat Dumnezeu, să nu despartă omul, că este păcat înaintea lui Dumnezeu, dar majoritatea familiilor se căsătoresc fără să împreune Dumnezeu. Și în momentul când ajung la ceartă și la probleme în familie, fiindcă s-au căsătorit din diferite motive, în loc să fie învățați să se teamă, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să umilească înaintea lui Dumnezeu, sunt învățați de instituție, a bisericii, ca să-și ducă bărbatul la poliție sau soția la poliție și copiii să ajungă pe la casele de copii și așa mai departe. Lucrurile acestea se întâmplă, dragii mei, printre creștini. Deci vedeți noastră, de aceea noi trebuie să avem mare grijă. După cum se spune, aceste tradiții au ca scop să susțină păzirea legii lui Dumnezeu, dar realitate face ca ele să fie privite mai sfinte decât însăși legea. Încă legea însăși a lui Dumnezeu. Când ele vin în conflict cu poruncile date pe Sinai, ele sunt puse mai presus. Perceptele conducătorilor decât ceea ce spune Dumnezeu. De aceea noi trebuie să avem grijă în aceste timpuri ca să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Între datinile asupra cărora se stăruie, mai mult este și aceea a ceremoniilor. De multe ori neglijarea săvârșirii unor ritualuri înainte de a te închina Domnului este socotită ca un păcat foarte mare, care trebuie pedepsit atât în lumea de acum, cât și în cea viitoare. Omorârea celui calcă datina este privită ca o mare virtute. Vreau să vă spun cu părere de rău, căci de multe ori instituționalizarea care s-a făcut în centru poporului Dumnezeu face de multe ori, căci dacă nu vei respecta aceste ritualuri în închinarea înaintea lui Dumnezeu, este socotită un păcat foarte mare, care de multe ori tu trebuie să fii pedepsit, atât în lumea aceasta, dar cât și cea în viitoare.
Adică tu nu vei avea dreptul să intri în împărăția lui Dumnezeu dacă oamenii nu se supun conform acestor tradiții și acestor ritualuri de închinare înaintea lui Dumnezeu. De multe ori sunt amenințați, sunt condamnați, unii de dați afară din biserică, unii de cu tot felul de lucruri și toate lucrurile care vin împotriva celor care rămân la adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune așa, că rânduielile cu privire la curățire, ele sunt puse de oameni nenumărate înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, ca să nu se poată să se închine înaintea lui Dumnezeu. O viață întreagă, de-abia dacă ajunge cineva să le cunoască pe toate aceste ritualuri care vin înaintea oamenilor pentru a se închina. Viața acelora care încearcă să țină cerințele cerute de conducători este o luptă neîncetată împotriva unei întinări ceremoniale și un șir nesfârșit de spălări, de curățiri, de spectacole, de tot felul de lucruri care s-au întâmplat dintotdeauna. Și noi de multe ori am făcut din mersul la biserică, din programele, de la serviciul de dimineață, chiar la școala de sabat, chiar de la 11 la 12, să facem un ritual. Oamenii au înțeles că lucrul acesta este important ca și în timpurile acestea. Am auzit și aud mereu oamenii care vorbesc. Ni se spune că dacă nu venim astăzi în biserică, nu o să avem parte de Dumnezeu, nu o să avem parte de nimic, nu o să avem parte de mântuire, nu o să avem parte de ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție. Este păcat să părăsești biserica, acum a unii de obicei, dar cine părăsește biserica? Nu cumva de multe ori oamenii ajung ca să părăsească închinarea falsă, să părăsească instituționalizarea, dar să rămână credincioși lui Dumnezeu? Dumnezeu spune, vino și închină-te înaintea mea, trăiește în umilință, rugește-mă, închină-te, cântă, roagă-te, trăiește în felul acesta. Dar oamenii vin cu instituționalizarea care este impusă de multe ori de societate, de politică și de toate aceste lucruri. Păstrează distanța, pune masca, nu te uita, nu râde, nu vorbi, nu te saluta, nu te îmbrățișa, nu face lucrurile acestea. Și viața celor care încearcă în aceste timpuri să țină cerințele cerute de conducători este o luptă neîncetată împotriva unor întinări ceremoniale și un șir nesfârșit de toate aceste lucruri care li se pun oamenilor înainte. Oamenii ajung de multe ori și sunt puși în curcătură, nu știu ce să mai creadă, nu știu ce să facă. Cum este bine să te închini înaintea lui Dumnezeu, cum este bine să slujești, e păcat lucrul acela, o fi păcat dacă merg, o fi păcat dacă nu merg, o fi păcat dacă mă duc, o fi păcat dacă nu mă... Dragii mei, poporul lui Dumnezeu piere din lipsă de cunoștință, poporul lui Dumnezeu n-a mai fost învățat de mult timp să studieze, să cerceteze, să roage pe Dumnezeu, să postească, să se căiască, să se umilească înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i arată calea pe care trebuie să meargă. Și de multe ori suntem atât de bucuroși și de fericiți când ni se pun aceste tradiții, aceste spălări și curățiri, un șir nesfârșit de lucruri înaintea noastră, fiindcă noi avem multe păcate și multe lucruri de rezolvat înaintea lui Dumnezeu și în loc să mergem să le rezolvăm, mai ușor le facem prin aceste spălări și curățiri nesfârșite care se pun înaintea noastră. În timp ce oamenii sunt ocupați cu lucruri, cu detalii lipsite de importanță, care sunt cu tot felul de tradiții pe care Dumnezeu nu le cere, știți ce se întâmplă când ești ocupat cu toate aceste lucruri care sunt lipsite de importanță înaintea lui Dumnezeu? Atenția îți este îndepărtată de la marile principii ale legii lui Dumnezeu. La fel cum s-a întâmplat cu poporul Israel, același lucru se întâmplă cu creștinii din timpul acesta în care noi trăim. Fiindcă de multe ori Dumnezeu îi spusese poporului evreu, predați-vă Babilonului, duceți-vă acolo, zidiți case, zidiți vii, până la timpul când va veni și eu vă voi scoate și vă voi duce. N-au vrut să se ducă. A venit timpul când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, le-a spus, nu va rămâne piatră pe piatră. Poporul roman a venit ca să nimicească acest popor care i s-a împotrivit. Dar totuși era și o mână care venea din partea lui Dumnezeu pentru pedepsirea nelegiurilor și ascultărilor mai mult de tradiție decât de Dumnezeu. Și la momentul acela, ultimul mijlocitor
care era între poporul acesta, care apela la poporul acesta să se predea romanilor, să lase lucrul acela, ca nu cumva să-i omoare, ca nu cumva să se întâmple ceva cu ei, ca nu cumva ca ei să fie nimiciți și templul de la Ierusalim să fie distrus. Dar conducătorii, spune, că îi amenințau ca nu cumva să dezerteze și să rămână acolo și să strige către Dumnezeu. Blestemau pe romani, făceau lucrul acesta din cauza supunerii oarbe față de acest conducător care i-au înrobit, care i-au dus în necunoștință de adevăr, care nu i-a lăsat să vadă ceea ce Dumnezeu avea un plan pentru ei. Doar o mică grupă, într-o noapte, a plecat, fără să se supună conducătorilor, fără să se supună instituției, și a mers într-o cetate aproape de Ierusalim și și-a scăpat viața și nici unul la momentul acela. Și nici unul la momentul acela din creștini credincioși lui Dumnezeu nu a murit acolo. Nu a murit acolo. Încolo toți care au rămas supuși instituției și nu lui Dumnezeu au pierit cu toții. Spune că erau mormane de cadavre care erau pe templu, pe treptele de la templu de la Ierusalim și sângele curgea precum apa. Cei care vor, care nu vor respecta aceste tradiții, iscoadele care vor fi trimise vor face din acesta un temei de acuzații împotriva celor care se teme de Dumnezeu. Cu toate acestea, nu-i vor ataca în direct, ci vor veni la ei criticându-i pe cei care lucrează și îi susțin. Am văzut de multe ori și v-am spus că planul meu era ca această seară să aduc înaintea dumneavoastră o prezentare pe care o voi aduce, dar încă nu este terminată, care este în două etape. Voi vorbi despre dizidenți și biserică. Fiindcă lucrurile acestea se întâmplă, fiindcă aceste lucruri se urzesc împotriva celor care sunt credincioși lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ei nu atacă în direct pe cei care sunt credincioși, pe cei care slujesc pe Dumnezeu și pe cei care îi susțin în această lucrare ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă? Ei vin în ascuns. Și chiar dacă vin pe față, ei nu dau lucrurile acestea în lovitură directă împotriva celor ce sunt credincioși Dumnezeu. Ei atâță pe poporul care sunt credincioși lor. Ei atâță pe poporul care sunt legați, care sunt rădăcinați, care sunt stăpâniți de tradiții, care sunt stăpâniți cu mână apăsătoare. Toți aceia care nu sunt devotați și sfințiți de Dumnezeu. Și în momentul acela, când ei vor ajunge în fața mulțimilor, vor spune, aceștia calcă rânduielile bisericii, că ei nu se supun manualului bisericii. Cum poți să-l obligi pe un om să se supună manualului bisericii mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu? Am văzut de multe ori că judecata aceasta se face cu privire la ceea ce spune manualul, la ceea ce spune rânduiala bisericii, nu la ceea ce spune Dumnezeu. Dragii mei, n-ar trebui ca o judecată atunci când se face împotriva unui om, când se face împotriva unui abateri și unui nereguli care se produce în mijlocul unui popor, să se facă după lege și nu după amendamente, să se facă după lege și nu după tot felul de lucruri care s-au adăugat, care s-au schimbat, care s-au rotunjit pe fiecare ce trece, care au deschis tot felul de amendamente și tot felul de portițe pentru a face o judecată nedreaptă împotriva celor care se tem de Dumnezeu și sunt credincioși cu adevărat lui Dumnezeu. Și de aceea, când ajung în fața mulțimilor, zice, mi-aduc aminte odată că am fost chemat la un comitet. Și mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu a luptat pentru mine, că n-a fost nevoie ca eu să lupt. Eu doar mi-am spus punctul de vedere pe care Duhul Sfânt mi l-a dat cu privire la momentul acela. Și se ridică la un moment dat un prezbiter înaintea mea și spune, mai crezi în manual? Zic, eu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Știi că dacă nu crezi în manual, ai căzut de la credință și este problemă de excludere din biserică. Zic, mi-ar fi rușine să deschid gura ca om al legii, să judeci după tradiție, să judeci după niște rânduieli pe care sunt modificate, care sunt adaptate și care sunt aduse împotriva unui om care se teme de Dumnezeu.
Și Dumnezeu spune, lucrul acesta nu trebuie să se facă. Ori de câte ori solia adevărului cercetează sufletele cu putere deosebită, să știți că Satana își trimite agenții pentru a începe o luptă asupra lucrurilor de mică însemnătate pentru moment. În felul acesta el caută să îndepărteze mintea de la adevărata problemă, care este legea lui Dumnezeu și tradiția oamenilor. Adevărata problemă pe care oamenii ar trebui să o cerceteze, să vadă dacă tradiția este în conformitate cu legea lui Dumnezeu sau dacă este împotriva legii lui Dumnezeu. Ori de câte ori începe o lucrare bună, de fiecare dată se găsesc bajocoritori gata să intre în ceartă cu privire la forme sau amănunte tehnice pentru a îndepărta gândirea de la realitățile vii pe care Dumnezeu ni le-a pus în față. Lucrurile acestea nu le aduc înaintea dumneavoastră ca aș avea ceva împotriva cuiva. Nu le aduc înaintea dumneavoastră cu gând de critică, cu gând de vorbire împotriva bisericii sau împotriva conducătorilor. Lucrurile acestea le aduc înaintea noastră, că indiferent din ce religie vei face parte, indiferent din ce religie ești apartenent, dragul meu, poți să fii stăpânit cu mână puternică de tradiție împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Când se simte de multe ori că Dumnezeu lucrează în chip deosebit pentru poporul său, să nu te lași atras niciodată în controverse care vor aduce numai ruină asupra sufletului tău. Deci dacă simți că Dumnezeu lucrează în mod deosebit, nu te lăsa atras în nicio controversă. Problemele care trebuie să ne preocupe în aceste timpuri sunt: am eu credință mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu? Este viața mea în armonie în aceste timpuri cu legea divină? Sau este în armonie cu tradițiile? Sau este în armonie cu instituția? Sau este în armonie cu alte lucruri pe care le spun oamenii? Dar nu este în armonie cu biserica, care este trupul lui Hristos, care nu este în armonie cu Dumnezeu, care nu este în armonie cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi. De multe ori, dragii mei, ne închinăm, dar nu știm cum trebuie să ne închinăm. De multe ori ne închinăm și nu știm cui ne închinăm. De multe ori vrem să slujim și să ne dedicăm viața, dar în loc să o dedicăm celui care trebuie, le o dedicăm celor care nu li se atribuie acest drept de închinare a noastră. Și lucrul acesta ne abate de la Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu poate să vină pe fiecare dintre noi, chiar dacă suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu. Sinceritatea nu ne salvează viața nici mie, nici ție. Nu ne aduce niciun beneficiu sinceritatea dacă închinarea mea este falsă, dacă lipsa mea de cunoștință de adevăr, dacă lipsa mea de cunoaștere în felul și modul în care trebuie să mă închin lui Dumnezeu nu este atribuit în condițiile pe care Dumnezeu le cere. Dumnezeu îmi va spune într-o bună zi: nu te cunosc, Doamne, dar m-am închinat, m-am supus de la mare până la cel mai mic. Te-ai fi supus, dragul meu, dar nu mi te-ai supus niciodată mie. Am eu credință mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu? Este viața mea în armonie cu legea divină înaintea în aceste timpuri? Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. În Ioan 3:36, în 1 Ioan 2:3 putem găsi aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le pune în față. Iisus nu face nicio încercare să se apere pe sine, dar nici pe cei care îl urmează. El nu face nicio referire la acuzațiile care au fost aduse împotriva sa, ci caută să arate de fiecare dată spiritul care îi stăpânește pe aceia care se țin de ceremonii omenești. Același lucru vreau să fac în seara aceasta, fiindcă eu nu vreau să aduc acuzație împotriva nimănui. Și la fel ca Domnul Iisus Hristos,
caut sară spiritul, care îi stăpânește pe ei și care ne stăpânește pe noi, pe care ne ajută să ne ținem mai mult de ceremonii omenești decât de închinare față de Dumnezeu. El ne-a dat, Domnul Iisus Hristos, o pildă despre ceea ce facem fără încetare. Și Dumnezeu îmi spune în seara aceasta mie și ție, dragul meu ascultător, ați desfința voi frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Și Dumnezeu spune că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică da lui Dumnezeu, face bine și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta că din cauza regulilor instituționalizate din poporul lui Dumnezeu ai ajuns să fii păcătos, fără de lege să practici în viața ta, să blestem pe mama ta și pe tatăl tău și pe Dumnezeu din cauza de neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un singur lucru. Dumnezeu spune în porunca sa să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce înseamnă să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău? Să stai lângă ei, să ai grijă de ei, să te porți cu dragoste și cu iubire, să îi ajuți la nevoie și atunci când au dureri, să împarți împreună cu ei aceste dureri. Știți ce se întâmpla pe timpul Domnului Iisus Hristos? Știți ce se întâmpla, dragii mei, pe timpul Domnului Iisus Hristos? Cel care nu își cinstea pe tatăl său și pe mama sa, el trebuia scos afară din cetate și trebuia să fie omorât cu pietre. Dar biserica a venit și a spus, dacă tu aduci din darurile tale și le dai bisericii și susții pe slujitorii bisericii, în momentul acela nu este un păcat. Orice ai face pentru mama ta și pentru tatăl tău este corban, adică este închinarea lui Dumnezeu. Și nu este nevoie să faci ceva pentru mama ta și pentru tatăl tău. Dragii mei, câți din seara aceasta care mă ascultați aici, sunteți plecați în străinătate? Câți dintre dumneavoastră care mă ascultați în seara aceasta, nu ați mai stat împreună cu părinții voștri care v-au purtat pe brațe când ați fost miști, v-au șters la fund și v-au învelit și v-au spălat, v-au legănat și v-au dat piept ca să creșteți mari și v-au dat hrană ca să puteți să trăiți și să nu muriți? Poate mulți dintre dumneavoastră ați trăit bine și n-ați fost vitregiți de aceste lucruri. Eu am mamă. Tata a murit. Dar eu poate n-am avut această ocazie ca dumneavoastră. Și a trebuit ca de la 8 ani să rămân fără mamă și fără tată lângă tine. Chiar dacă mama este aproape. Dar eu nu am avut parte de acest lucru. Și acum vreau să te întreb. Te-a chemat vreodată biserica să spună că ai încălcat porunca lui Dumnezeu? Te-a întrebat vreodată un conducător al bisericii să spună, de când n-ai mai avut respect și cinste pentru tatăl tău și pentru mama ta și ai rămas prin străini și mulți care sunt în străinătate? Au murit părinții cu lacrimi în ochi că nu și-au văzut copiii să le dea o ultimă îmbrățișare și un ultim sărut pe frunte sau măcar să-și vadă nepoții înaintea lui Dumnezeu. Și biserica spune, nu-i nicio problemă, poate să-l îngroape cine e acolo. Tu dă-ți tot ce ai și din tot câștigul tău, ce este închinat lui Dumnezeu și toate lucrurile se rezolvă. Ei dădeau la o parte porunca a cincea, ca și cum n-ar fi fost de nicio valoare, dar se țin cu multă stăruință de tradițiile pe care biserica le-a pus ca sarcină asupra poporului lui Dumnezeu.
Poporul lui Dumnezeu de la un timp de vreme trăiește în străinătăți, trăiește și lucrează prin fel și fel de locuri, necinstit pe părinți, necinstind pe Dumnezeu prin călcarea poruncii a cincea, neascultând de Dumnezeu și niciodată instituția nu i-a spus întoarce-te și rezolvă-ți această problemă din familie. Noi credem, dragii mei, că doar dacă închinându-ne lui Dumnezeu, călcând celelalte porunci, nu e nicio problemă. Dacă mi-am dăruit ceea ce am avut nevoie să dăruiesc instituției, fără să împlinesc poruncile lui Dumnezeu, am fost abolit și absolvit de orice vină pe care o am. Ei învață pe oameni că dedicarea averii lor este o datorie mai sfântă decât ajutorarea părinților sau lucrării lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne permitem de multe ori să participăm, să susținem lucrarea lui Dumnezeu? Dar dacă îmi dedic câștigul, darurile, zecimile, averea bisericii, datoria aceasta este mai sfântă decât ajutorarea părinților sau lucrării lui Dumnezeu. Fiindcă ei sunt cei care fac lucrarea lui, pentru că lor li se atribuie această responsabilitate. Oricât de, ar fi de mare nevoia, este un sacrilegiu să dai lucrării sau celor ce lucrează în via Domnului vreo parte din ceea ce s-a consacrat în felul acesta. Deci, vedeți noastră, lor li se atribuie, dar nu cumva să dai ceva lucrării lui Dumnezeu sau alte lucruri care să participe în via lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Un membru care nu își îndeplinește datoria poate să pronunțe cuvântul corban asupra tuturor lucrurilor sale, consacrându-se în felul acesta lui Dumnezeu, și le poate pune în slujba bisericii. Ai fost, dragul meu, în ultimul timp la biserică, dar de cât timp nu ți-ai văzut părinții? Ai mers și ți-ai adus darurile la biserică, dar darul cel mai de preț, ca să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău, nu l-ai făcut. Ai mers și ți-a adus darurile bisericii, dar când a fost vorba să susții lucrarea lui Dumnezeu, n-ai făcut-o, fiindcă tradiția te-a legat de instituție și nu de biserica lui Dumnezeu. În felul acesta, cel care dă totul bisericii, fără să slujească pe Dumnezeu, este liber ca în viața sa să nu-i onoreze pe pământ, pe părinți, pe lucrătorii lui Dumnezeu și lucrarea lui, și să-i lipsească de drepturile lor sub pretextul unei așa zise consacrări lui Dumnezeu. Oare va primi Dumnezeu lucrul acesta? Hristos n-a diminuat niciodată, prin cuvânt sau faptă, obligația omului de a aduce daruri sau jertfe lui Dumnezeu. Niciodată n-a diminuat, prin cuvânt sau faptă, obligația omului. Dar nici nu ți-a luat dreptul sau a diminuat această responsabilitate de tatăl tău și de mama ta. Hristos însuși a dat îndrumări din lege cu privire la zecim și la daruri când era pe pământ. A lăudat-o pe femeie aceasta înaintea oamenilor, sărmană, care a dat în tezaurul templului tot ce avea. Dar zelul fățarnic pentru Dumnezeu al păstorilor și conducătorilor este o aparență cu care să-și acopere dorința de înălțare și nu de slujire lui Dumnezeu. Oamenii sunt înșelați. Ei poartă sarcini grele pe care Dumnezeu nu le-a impus niciodată. Nici chiar cei ce iubesc pe Hristos nu sunt liberi cu totul de jugul care este pus asupra lor prin prejudecățile moștenite și prin autoritatea conducătorilor care opresează pe poporul lui Dumnezeu. Acum Domnul dezvăluie adevăratul spirit al conducătorilor. Iisus, Domnul nostru, caută să te elibereze pe tine și pe mine
din sclavia tradiției pe toți aceia care doresc din toată inima să slujească pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vine și îmi zice în seara aceasta și le zice tuturor acelora care bajocoresc pe Dumnezeu printr-o viață falsă, fățarnicilor, zice El, adresându-se iscoadelor și rete. Bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstiți voi, dând învățături care nu sunt decât porunci omenești și nu au de-a face cu poruncile lui Dumnezeu. Cuvintele lui Hristos sunt o acuzație pentru întregul sistem bisericesc instituționalizat. Dumnezeu n-a condamnat niciodată biserica, doar sistemul bisericesc instituționalizat. Domnul Iisus Hristos n-a condamnat pe femeia care și-a adus darurile care erau rânduite. Dumnezeu n-a condamnat pe cei care își aduceau jertfele care trebuiau aduse la timpul lor și prin rânduiala pe care a organizat-o Dumnezeu și a rânduit-o. Dumnezeu nu a îndepărtat pe cel care era vindecat să nu meargă la templu să se arăte marelui preot. Dar Domnul Hristos, prin cuvintele sale, aduce o acuzație pentru întregul sistem bisericesc instituționalizat care lucra împotriva sistemului lui Dumnezeu, care îi făcea pe oameni să aducă tot ce au pentru ei, dar nu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și ceea ce voi spune în seara aceasta, poate mulți dintre dumneavoastră o să pară puțin aiurea, dar, dragii mei, nu pot să tac când văd că lucrarea lui Dumnezeu suferă, când văd că lucrarea lui Dumnezeu este călcată în picioare. S-a adus o acuzație din partea bisericii împotriva unora care spuneau că la momentul acela unii susțin că n-ar mai trebui zecimile aduse la biserică și darul și nu știu cum și nu știu ce și alte lucruri. Dar nu asta era problema cea mai mare și la un moment dat comunicatul acela se spunea așa de la Transilvania de Sud și spunea așa: ar trebui ca darurile și zecimile să fie aduse doar la noi, fiindcă noi suntem canalele pe care Dumnezeu ne-a ales ca noi să facem lucrul acesta și să noi suntem cei care noi suntem așa și nouă ne aparține și noi suntem așa, așa. Și atunci n-am putut să tac și am făcut un comentariu și în următoarele momente a fost șters și blocat lucrul acela. Și de ce vreau să vă spun și dumneavoastră? Comentariul pe care l-am făcut acolo și spun, nu sunt ale voastre nici zecimile, nici darurile. Și zecimile și darurile sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă voi veți merge în lucrarea lui Dumnezeu, lucrând în câmpuri albe, pentru a lucra, pentru plantare de biserici, atunci veți putea să vă hrăniți din darurile și zecimile lui Dumnezeu. Dacă nu, păstorul care nu face lucrul acesta să fie destituit din funcție și să nu mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Și am spus așa, de ce în timpurile de astăzi zecimile și darurile le mănâncă doar marele preot? Dacă căutați în Deuteronomul și chiar în Leviticul spune așa, când Dumnezeu a organizat ca tot poporul evreu să aducă daruri din tot venitul pământului, din toate roadele pământului, pentru a susține pe preoții care lucrau la templu, Dumnezeu spune așa lui Moise. Și spune așa, poporul să aducă zecimi din toate roadele pământului, să le dea cui? Luați și citiți cu atenție, dragii mei. Să le aducă preoților, leviților. Țineți cont, leviților. Leviții când primeau zecime de la popor, trebuia să ia a zecea parte din zecimea pe care o primeau și să o dea preoților. Preoții trebuia să ia a zecea parte din zecimea pe care o primeau de la leviți și trebuia ca a zecea parte să meargă la marele preot. Oare de ce în timpurile acestea toată zecimea și darurile merg la marele preot și leviții care sunt casele de adunare sunt lipsite de darurile lui Dumnezeu, care ar trebui să susțină evangheliști, misionari, laici, profesori de religie, asistenți medicali și mulți toți aceia care fac lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu este lipsită de totul.
de totul, dragii mei. Fiindcă noi susținem de multe ori o instituție și nu o biserică. El declară că așezând pretențiile lor mai presus de principiile divine, conducătorii se așează mai presus de Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și astăzi. Delegații bisericii, când au aud vorbindu-se aceste lucruri, se umplu de mânie. Ei nu pot să acuze pe cei ce nu se supun lor că au călcat legea lui Dumnezeu, deoarece ei vorbesc ca apărători a ei împotriva tradițiilor. Și vorbeam zilele acestea cu cineva și în momentul dacă cineva nu dă darul și zecimi sau cineva este hrănit din zecimile și darurile lui Dumnezeu, care lucrează în via lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun, dragii mei, că eu, unul, am slujit și vrujit pe Dumnezeu și nici măcar n-aș avea pretenție vreodată, măcar dacă aș ști că mănânc o bucată de pâine la 3 zile. Mie nu mi-ar trebui așa ceva. Dar lucrarea lui Dumnezeu trebuie susținută și dusă până la marginea pământului, prin tot ceea ce se poate. Și dacă astăzi cineva mi-aduc aminte că cu un timp în urmă am fost chemat de cineva de la Uniune la telefon și zice, de ce îl susții pe Andrei Orășanu? Știi că omul acesta mănâncă asta, face asta, face asta. Nu e adevărat. Că el cere și... Nu e adevărat. Că oamenii au dat ei altă treabă pentru susținerea lucrării lui Dumnezeu. Și eu când m-am întâlnit cu Andrei, eram împreună cu soția mea și așa am hotărât în inima mea cu soția mea, îndemnați de Dumnezeu, trebuie să luăm 300 de euro să-i dăm omului acestuia pentru ca să facă lucrarea Dumnezeu. Sau s-au întâmplat de multe ori, aveam multe cărți care noi nu puteam să facem față, să putem să distribuim aceste cărți și să facem lucrarea Dumnezeu. Și am găsit un frate care nu avea servici, nu avea de niciunele. A lucrat un timp ca misionar, dar după aceea i-au tăiat ajutorul până în pensie și dura un an de zile până venea pensia, nu avea cu ce să trăiască omul acesta. Și la momentul acela ne-am hotărât împreună câțiva ca să-l plătim din zecim și daruri, ca omul acesta să lucreze pentru Dumnezeu. Și am spus, dacă vei lucra zilnic pentru Dumnezeu, aceasta va fi plata ta pe fiecare lună, ca să ai cu ce să-ți plătești chiria, să mănânci, să-ți plătești abonamentul și să-ți iei și tu ce ai nevoie pentru tine. Îți trebuie un pantalon, o cămașă, o haină, până când la momentul acela, că nu erau bani mulți ca să putem să-l ajutăm pe omul acesta. Dragii mei, un an și ceva, până când omul acesta a putut să-i vină un ajutor, a lucrat pentru Dumnezeu și el a fost plătit din lucrurile acestea. Acesta este un slujitor, acesta este un levit al lui Dumnezeu, care lucrează în via lui Dumnezeu. Și nu este un păcat înaintea lui Dumnezeu când facem lucrurile acestea. De aceea ei de multe ori nu pot să acuze pe cei ce nu se supun lor că au călcat legea lui Dumnezeu. Deoarece ei vorbesc ca apărători a ei împotriva tradiției și nu împotriva lui Dumnezeu. Marile percepte ale legii pe care îi le prezintă se arată într-un contrast izbitor cu rânduielile meschine care sunt inventate de oameni și nu de Dumnezeu. Atât față de mulțime cât și față de ucenici. Iisus a arătat că întinarea nu vine din afară, ci întinarea vine dinăuntru, din interior, din interiorul meu, din interiorul instituției și din interiorul unde n-ar trebui să spun mai multe, mă opresc aici. Atât curăția cât și necurăția aparțin inimii care nu sunt sfințite și predate lui Dumnezeu. Fapta rea, gândul rău, cuvântul rău, călcarea legii lui Dumnezeu întinează pe om și nu neglijarea lucrurilor de afară. Și de multe ori dacă cineva păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, nimeni nu îl întreabă și nimeni nu îl cheamă să stea de vorbă cu el de ce a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar în momentul când nu ți-ai adus darurile și zecimile, în momentul acela s-ar putea ca o haită de lupi să se năpustească asupra ta și viața ta să fie făcută praf și pulbere și târât peste tot înaintea tuturor și să fii făcut de rușine. Astăzi se observă că mânia manifestată de conducător este demascată și ea demască învățătura lor rătăcită. Se văd privirile lor încruntate de multe ori. Se aud cuvinte spuse printre dinți prin care își arată nemulțumirea și dorința de răzbunare împotriva celor care vor să slujească pe Dumnezeu. Uitând de câte ori Iisus
Dă dovadă că El le citește în inimă, ca într-o carte deschisă. Dar mulți creștini vorbesc despre efectele cuvintelor celor ce își slujesc lui Dumnezeu, sperând că ar putea să împace pe acești conducători înfuriați. Ei vin și sunt așa cum sunt. Știi că conducătorii s-au supărat de lucruri pe care le-au auzit la voi? Știți că este un păcat să te atingi de ce este închina lui Dumnezeu? Știți doar că doar ei sunt cei care au responsabilitate? Știți că ei sunt unși lui Dumnezeu? Le-ați auzit de multe ori? Ați auzit de multe ori lucrurile acestea? Dar Domnul vorbește și astăzi. Orice răsat pe care nu lasă de Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Obiceiurile și tradițiile, așa de mult apreciate de conducători, sunt din lumea aceasta și nu sunt din cer, de la Dumnezeu. Oricât de mare este autoritatea lor față de popor, ele nu pot să reziste dacă sunt puse la probă de Dumnezeu. Orice investiție omenească pusă în locul poruncilor Dumnezeu va fi socotită ca fiind fără valoare în ziua aceea, când Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Înlocuirea poruncilor lui Dumnezeu prin perceptele omenești n-a încetat niciodată. Dragii mei, în seara aceasta am adus aceste lucruri la dumneavoastră, fiindcă oamenii de multe ori, la fel ca și timpul poporului Israel, discutam cu cineva zilele acestea și îl întrebam, cum vi se pare atunci când de multe ori oamenii trebuie să-și aducă darurile pentru Dumnezeu și în momentul când este citit pentru darul care trebuie să se dea și zecimile, se face ca precum era în timpul poporului Israel și spune că la momentul acela, dacă oamenii nu și-aduceau darurile la instituție, dacă le aduceau pentru Dumnezeu, oamenii erau blestemați, oamenii erau condamnați, oamenii erau judecați, oamenii erau apăsați și spune că blestemele cădeau asupra lor din partea acestor conducători și spunea, ești un lepădat al societății, blestemul o să cadă pe tine, rodul pământului nu o să-ți mai dea niciodată din cauză că tu n-ai adus ceea ce trebuie la noi. Se practică astăzi de creștini, se găsesc așezăminte și practici care n-au nicio temelie mai bună decât tradițiile lumii acesteia. Asemenea, întocmiri întemeiate pe autoritate omenească le-au înlocuit pe cele dumnezeiești. De aceea vreau să vă spun, în aceste timpuri, credincioșii de multe ori se agață de tradițiile lor, onorează obiceiurile și cultivă ura împotriva celor care caută să le tragă, să le arate, să le tragă atenția, să le arate greșeala. Fiindcă de multe ori noi, dragii mei, nu e problema în seara aceasta ceea ce am vrut eu să vă spun dumneavoastră. Eu n-am vorbit și nu voi vorbi niciodată ca tu să nu-ți duci darul la templu, ca tu să nu-ți duci darul tău la biserică, ca tu să nu dai darurile tale, că și păstorii trebuie să mănânce și biserica trebuie să fie coordonată și susținută. Dar ceea ce vreau să spun în seara aceasta, dacă tu le aduci sub stăpânire din cauza tradițiilor și a supririi care se face asupra ta și a presiunii, fără să-l faci din dragoste și de bunăvoie pentru Dumnezeu, dragul meu, nu poți să fii condus de Dumnezeu și în momentul acela tu vei fi doar îngenunchiat sub o povară a tradițiilor și nu a libertății pe care o dă Dumnezeu. Vreau să știi, în seara aceasta vorbeam cu cineva de curând și spunea, mi-am adus toate darurile și zecimile mele la biserică, oare nu se va îndura Dumnezeu și de mine și nu-mi va face un loc împărăția sa și nu mă va ierta și nu mă va mântui Dumnezeu? Oare n-a văzut El ceea ce am putut să fac eu? În seara aceasta, la prezentarea pe care am avut-o, mulți au ieșit și au plecat, că nu le-a plăcut lucrul acesta.
Dar dacă ar fi stat până la terminare, să vedeți care ar fi planul și gândul pe care Dumnezeu mi l-a dat să-l aduc înaintea dumneavoastră astăzi, fiindcă majoritatea dintre noi nu știm să discernem ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce este de la oameni. Nu știm să facem diferență între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Mulți dintre noi ne închinăm și nu știm cum ne închinăm. Mulți dintre noi slujim și nu știm pe cine slujim. Și de multe ori facem lucrul acesta doar mânați de tradiție, doar mânați de influență omenească, putere, oprimare, obiceiuri, tradiție, agățat de aceste lucruri, onorăm, cultivăm și de multe ori facem lucrurile acestea ca ura împotriva celor care le arată greșeala să nu crească în domeniul și în felul acesta. Nu te oprește nimeni să faci ceea ce vrei cu cei al tău și nu te oprește nimeni să faci ceea cu ceea ce este a lui Dumnezeu. Dacă vrei să-l dai, îl dai. Dacă vrei să nu-l dai, nu-l dai. Dacă vrei să-l păstrezi pentru tine sau să nu-l păstrezi pentru tine, e problema ta, dragul meu ascultător. Dar va veni timpul când Dumnezeu ne va întreba pentru tot ceea ce am făcut, care a fost motivul nostru, care a fost. Fiindcă Dumnezeu trage atenția în aceste timpuri, fiindcă pe parcursul timpului, în mijlocul poporului pe care Dumnezeu l-a ridicat, s-a ridicat o organizație bisericească instituționalizată care merge paralel cu poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne avertizează și ne spune că în mijlocul acestui popor pe care Dumnezeu l-a ridicat, unii se luptă slujindu-L pe Dumnezeu prin tradiții, alții se luptă slujindu-L pe Dumnezeu prin păzirea poruncilor, smerindu-se și trăind după voia sa înaintea Lui. Astăzi suntem invitați să atragem atenția asupra poruncilor lui Dumnezeu și a credinței lui Iisus, să atragem atenția asupra tuturor înșelăturilor, fiindcă oamenii în aceste timpuri nu interesează viața ta, sufletul tău, viața mea, sufletul meu, nu interesează mântuirea noastră și interesează doar ceea ce poate să câștige despre tine. Astăzi suntem invitați ca să vedem aceeași vrăjmășie care s-a dat pe față și în zilele Domnului nostru Iisus Hristos. Despre poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului stă scris că balaurul mânia pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița, seminție ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Dar Domnul Iisus spune destul de clar, dar orice lăsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu ceresc va fi smuls din rădăcină. În locul autorității așa numiților părinți ai bisericii, Dumnezeu ne poruncește în această seară mie și ție să primim cuvântul Părintelui Veșnic, Domnul Cerului și al Pământului. Deci vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne spune un singur lucru. Cineva îmi sugerează în seara aceasta, mi-am aruncat puțin privirea, Balau Vasile spune, spuneți concret despre organizație. Dragul meu, eu în seara aceasta am venit înaintea dumneavoastră să aduc un mesaj de demascare și de cunoaștere a ceea ce trebuie să facem. În seara aceasta eu nu pot și nici nu aș putea să stau să fac o judecată nici a organizației, nici a celor ce nu slujesc pe Dumnezeu. Dumnezeu spune să avem grijă de toate aceste lucruri, fiindcă de multe ori tradiția ne îngenunchează, instituția te îngenunchează, biserica rabdă și suferă pentru păcatele săvârșite, pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu sau oamenii, pe cine vrei să slujești? Chiar dacă în biserică sunt tot felul de oameni și tot felul de categorii, Dumnezeu are slujitori credincioși și temători de El. Dumnezeu te cheamă în această seară, pe tine și pe mine, în locul autorității așa numiților părinți bisericești. Dumnezeu ne poruncește să primim cuvântul Părintelui Veșnic, Domnul Cerului și al Pământului. Numai aici se află adevărul, neamestecat cu rătăcirea. David vine și ne spune și nouă în această seară, chiar dacă a vorbit de mii de ani, El spune așa, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale.
Vrei, dragul meu, în seara aceasta să fii mai învățat decât toți învățătorii tăi? Căci tu te gândești la învățăturile lui Dumnezeu? Vrei tu să arăți în seara aceasta că ai mai multă pricepere decât bătrânii, decât conducătorii, decât toți cei ce cred și pretind că slujesc pe Dumnezeu, căci tu păzești poruncile lui Dumnezeu? Toți aceia care primesc autoritatea omenească, obiceiurile sau tradițiile părinților, să ia aminte la avertizarea cuprinsă de cuvintele lui Hristos, care mi dea luce în seara aceasta și îmi spune și mie și ție, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Nu-ți reține mâna să-ți aduci darul înaintea lui Dumnezeu, dar din ce postură îți aduci darul lui Dumnezeu? Mâna de dragoste și de iubire față de Dumnezeu sau mâna de tradiții și păcatele să țin șir după tine? Din ce parte și în ce fel mă închin și în ce fel slujesc și în ce fel mă plec și cui mă plec? Că Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă în seara aceasta și ne spune că toți aceia care primesc această autoritate omenească, obiceiurile bisericii sau tradițiile părinților, să ia aminte la avertizarea cuprinsă în cuvintele lui Hristos, degeaba mă cinstesc, dând niște învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Prin ce slujești tu pe Dumnezeu, dragul meu ascultător? Prin poruncă omenească sau prin cuvântul lui Dumnezeu? Prin supunere față de ceea ce spune cel ce spune? Sau prin supunere față de ceea ce spune Dumnezeu? Va veni timpul când ți se vor cere multe lucruri, dar dacă nu ești pregătit să faci față aceste lucruri, vei fi doborât și vei fi îngenunchiat. Dar nu vei îngenunchea înaintea lui Dumnezeu și vei îngenunchea oprimat, apăsat, împovărat de tradiții și de tot felul de lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu. Mulți dintre noi credem că slujirea față de Dumnezeu se face doar în felul acesta. Merg la biserică, îmi dau bănuțul, trăiesc viața cum o trăiesc. Merg la biserică, îmi las mama și tata, îmi dau darul, preotul spune că tot ceea ce am făcut pentru Dumnezeu este făcut, e bine făcut. Dar păcatul care eu îl săvârșesc împotriva familiei mele, împotriva părinților, împotriva copiilor, părinții stau fără copii, copiii stau fără părinți, copiii crește creșa, copiii crește o femeie, eu alerg de dimineața până seara. Mi-aduc darul pentru cei ce mă mint, mă aduc darul pentru cei ce mă înșală, mi-aduc darul pentru cei ce nu, dau niciun preț pentru sufletul și mântuirea mea. Este mai important darul decât viața copilului tău? Este mai important darul decât ceea ce Dumnezeu s-a țărut să faci pentru părinții tăi? De multe ori sunt oameni care calcă în picioare legea lui Dumnezeu, merg în ziua sfântă a lui Dumnezeu și lucrează și spune că banii aceia îi dă pentru lucrarea Dumnezeu. Alții vin mai târziu și nu-i nicio problemă că totuși ei se închină înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, Satana este foarte șiret. Satana te minte, Satana te duce pe căi greșite. Nu se cumpără mântuirea cu bani. Nu se cumpără mântuirea prin ascultare de tradiții și lucruri omenești. Nu ți oferă nimeni salvarea prin toate aceste lucruri. Și salvarea vine prin Iisus Hristos, ascultând de cuvântul și de porunca lui Dumnezeu care ți se pune în față. Dacă tu primești autoritatea omenească și obiceiurile bisericii și ale tradiției, vei rămâne cu ele. Dacă asculți de Dumnezeu, vei primi viața veșnică și tot ceea ce îți oferă Dumnezeu. Tradiția a îngenunchiat pe oameni, tradiția a ținut departe de Dumnezeu, tradiția te ține în necunoștință, tradiția nu-ți descoperă adevărul, tradiția nu ți arată cine este adevăratul Hristos. Cum spuneam și data trecută, tradiția prezintă un Hristos care îi duce pe toți în ceruri, care pe toți îi mântuiește, care pe toți că suntem frați,
care pe toți avem același Dumnezeu, care pe toți ne închinăm unui singur Dumnezeu. De aceea și papalitatea, de aceea și toate bisericile protestante au făcut un pact între pace, pace și liniște pe pământul acesta, care aducând mai presus de toate tradiția decât pe Dumnezeu, papalitatea vine și spune că Dumnezeu ne cere lucrul acesta ca noi să facem o zi a recreierii, ca noi să ne oprim pentru a face pace și din toate aceste lucruri. Și mai înainte, cu câtva timp, spune că prin venele Domnului Iisus Hristos curge cel mai spurcat sânge. Și are sânge păgân. Căci mâinile lui Hristos sunt cele mai spurcate mâini. Că El este un fiu al curviei, făcut din prea curvie, și după aceea vine și spune că Dumnezeu este pace și libertate. Nu cumva, dragii mei, toate aceste lucruri merg în direcția care nu merg, și după ce că vine și promovează minciună diabolică împotriva lui Hristos, după aceea vine și vinde penitențe pentru a primi iertarea, pentru a putea să ieși din purgatoriu și să mergi în ceruri, sau pentru cei dragi care au murit, care nu sunt acolo, ca tu să faci această recumpărare. Ce diferență este între noi și ceea ce fac ei? Nu este nicio diferență. Doar că metoda noastră are altă fațetă sub pretextul de închinări ca fii ai lui Dumnezeu. Gândește-te bine, dragul meu. Gândește-te bine că Dumnezeu va vede lucrurile acestea. Dacă tradiția te-a îngenunchiat și tu îți vei cumpăra mântuirea doar în felul acesta, Dumnezeu nu va primi un creștin dacă nu-ți va face și această datorie, fiindcă Dumnezeu spune destul de clar că și pe acestea, dar și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Dragii mei, vă doresc o noapte bună. Aici vreau să închei în seara aceasta prezentarea pe care am adus-o înaintea dumneavoastră. Cu părere de rău, eu n-aș fi vrut să fac lucrurile acestea, dar trebuie să știm că și de multe ori, chiar în poporul lui Dumnezeu, instituția forțează mâna celor care îl caută pe Dumnezeu să iubească mai mult tradiția, obiceiurile, curățirea, spălătura și multe alte lucruri decât adevărata închinare pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu. De multe ori lucrurile acestea ne oprimează și ne ia dreptul la libertatea de adevărată închinare pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu. Dar nu-i nicio problemă, dragul meu ascultător. Dacă astăzi nu vrei să înțelegi lucrul acesta, va veni o zi când vei vrea să înțelegi, dar va fi prea târziu. Fiindcă în ziua aceasta, mulți oameni care pretind că slujesc pe Dumnezeu sunt oameni plini de mizerii, oameni din șelăciuni, oameni care doresc mai mult decât ceea ce ai tu, decât ceea ce poți să-i dai lui Dumnezeu. Ei doresc mai mult câștigul tău decât sufletul tău. Ei iubesc mai mult averea ta decât ceea ce Dumnezeu ți-a pus să prețuiești în inima ta. Dumnezeu spune să nu faci nici pe aia, dar și nici pe cealaltă să nu lași nefăcută. Ele amândouă trebuie făcute în mod constat înaintea lui Dumnezeu, dar să le faci sub conducerea Duhului Sfânt, sub cuvântul strict al lui Dumnezeu, al păzirii legilor și poruncilor lui Dumnezeu. Dacă îl faci sub autoritatea tradițiilor și oprimării celor ce sunt acolo și crezuți și bine văzuți, degeaba, dragul meu, te-ai închinat, că nu te-ai închinat cui trebuie să te închini. La revedere, vă doresc noapte bună tuturor și vineri seara ne vom întâlni din nou cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce îmi va da Dumnezeu, aceea voi aduce înaintea dumneavoastră. Eu știu că de multe ori nu ne-ar place să auzim aceste lucruri, dar, dragii mei, este nevoie. Sfânta Scriptură a vorbit că în poporul lui Dumnezeu nu sunt numai sfinți, și în poporul lui Dumnezeu sunt și lupi răpitori.
Dumnezeu a vorbit că în inima creștinătății sunt lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu. Căci dacă creștinii ar fi rămas la ceea ce Dumnezeu a cerut, atunci lupii răpitori nu și-ar fi găsit locul în mijlocul turmei ca să facă prăpăd. La revedere tuturor, Domnul cu noi cu toți, până când ne vom întâlni din nou.